În Sfânta și Marea Sâmbătă, Biserica amintește îngroparea Mântuitorului Iisus Hristos și pogorârea sa la iad. Despre pogorârea la iad a Mântuitorului aflăm din prima epistola Sfântului Apostol Petru și din epistola către Filipenea Sfântului Apostol Pavel, precum și din Sfânta Tradiție. Importanța acestui moment iese în evidență dacă o punem în relație cu cele două acte mântuitoare care o încadrează, răstignirea și învierea Domnului. Sufletul Mântuitorului, după despărțirea de trup, a mers împreună cu Dumnezeirea și în solidaritate cu toate sufletele celor răposați de la Adam și până atunci în Iad, ca urmarea morții înțeleasă ca pedeapsă pentru păcat și consecința separării cu voia de Dumnezeu. Totuși, Sufletul a tot curat și a tot sfânt, transfigurat și în Dumnezei prin întrupare, nu poate fi reținut în Iad, înțeles ca loc de pedeapsă pentru păcatul original și păcatele noastre. De aceea, dacă Hristos împlinește toată dreptatea, ca și în cazul botezului său de către Ioan, o face din ascultare totală de Dumnezeu Tatăl, numai că la Dumnezeu totdeauna dreptatea este unită cu mila sau cu iubirea de oameni. Această iubire determină pe Hristos să coboare voluntar în iad pentru a duce mai întâi aici, apoi și celor care trăiau pe pământ, mărturia Harului Dumnezeiesc care s-a revărsat în firea sa omenească, trup și suflet, prin ascultarea și jerfa de sine, a cărui putere infinită se va arăta în momentul următor, cel al învierii. În sens de anticiparea iubirii dumnezeiești a lui Hristos pentru întreaga omenire, trebuie văzut așadar și coborirea la iad a lui, eliberând pe cei drepți și arătându-le lor mai întâi puterea iubirii crucificate, singura care poate iubirui definitiv puterea morții. Mărturie ne stau cuvintele Sfântului Apostol Petru pentru că și Hristos, scrie Sfântul Petru, a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, el cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul, cu care s-a coborât și a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare.